importante, lucruri pe care noi, echipa de la Consiliul Județean, le-am făcut pentru județ și care, iată că acum se finalizează. Primul punct pe care vreau să te-l aduc la cunoștință, în urmă cu doar câteva minute, ne-am întors de la recepția lucrărilor de modernizare a drumului județean 282B, Prăjeni-Plugari. Cunoașteți foarte bine, este o lucrare pe care toată lumea a cerut-o de foarte mult timp și pe care noua echipă de la Consiliul Județean, pe care o aveți în față, și bineînțeles specialiștii de la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri au dus-o la bun sfârșit și am finalizat-o în acest an. În urmă cu un an, acest proiect era blocat în contestații de, aș putea spune, de ambițiile constructorilor locali, dar iată că până la urmă instanța a validat decizia Comisiei de Achiziții din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani și am avut un câștigător care a făcut treabă bună, a finalizat lucrarea încă din toamnă, iar acum practic s-au finalizat și procedurile care țin de partea birocratică și acel sector de drum revine în administrarea DJDP Botoșani. Pe scurt, datele proiectului am să vi le diseminez după conferința de presă, vreau doar să vă spun atât. Proiectul a avut o valoare de 10.201.142,53 de lei, bani asigurați integral din bugetul Consiliului Județean. Iar datele tehnice vi le voi pune la dispoziție la finalul conferinței de presă. Al doilea subiect, vom rămâne tot la categoria drumuri județene și vă voi spune că miercuri, după ședința de Consiliul Județean, ședința noastră ordinară, am făcut împreună cu colegii recepția la drumul județean 292A, Corlăteni Dimăchieni, și ca și drumul de la Prăjeni-Plugari, și acest sector de drum a avut o istorie zbuciumată, cu contestații, cu abandonarea lucrărilor de către constructorul care a câștigat licitația, cu scoatere din nou la licitația lucrărilor, cu ajustări de prețuri și tot așa mai departe. La începutul mandatului, cu toții, echipa pe care o aveți în fața dumneavoastră, ne-am asigurat și v-am asigurat pe dumneavoastră toți că vom demara aceste lucrări. Iată, astăzi suntem în ecuația în care le spunem locuitorilor județelor că cele două lucrări au fost finalizate și au fost recepționate. Valoarea totală a acestui proiect a fost de 7.134.656,53 de lei, iar din această valoare 60% o reprezintă finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, iar 40% sunt fonduri alocate din bugetul propriu al Consiliului Județean. Iarăși, detaliile tehnice vi le punem la dispoziție la finalul conferinței de presă. Avem programate recepții la drumurile județene și în perioada următoare și în debutul anului viitor și avem și finalizarea unor proceduri de achiziții pentru modernizarea căii de rulare a sectoarelor de drum județean Romanișeni și Havărna-Dumeni, care au fost afectate de alunecări de teren. Lucrările de stabilizare au fost finalizate de către Compania Națională de Investiții, iar acum Consiliul Județean, din bugetul propriu de această dată, va realiza calea de rulare. De asemenea, tot în prima parte a lunii ianuarie, mai exact pe 10 ianuarie, avem deschiderea de oferte în cadrul licitației pentru proiectarea modernizării acelor 7 sectoare de drum județean pe care în prima fază Consiliul Județean a alocat 2,5 milioane de lei și facem proiectarea în acest moment. Și sunt proiectele depuse în PNI pe programul Anghel Saline. Avrămeni Panaitoaia, Cățușca Vișoara, Lozblan, Călinești Talpa, Ștefănești Urguța, Dobărceni Milianca, Codreni, Puțureni Cățușca, Borolea Hănești și Oroftiana Baranca Bajura. Valoarea acestor proiecte este de aproximativ 300 de milioane de lei, adică peste 60 de milioane de euro, în timp ce valoarea proiectării asumată de Consiliul Județean, așa cum v-am spus, este de 2,5 milioane de lei. Punctul 3 al conferinței de presă de astăzi este cel care reflectă cel mai bine munca noastră din acest an. În ultima săptămână